Chiar dacă și în anii anteriori județul Giurgiu s-a aflat pe ultimele locuri în ceea ce privește rezultatele la evaluarea națională, nu au fost aplicate măsuri care să îndrepte această situație. Este ceea ce a declarat astăzi președintele PNL Giurgiu, Gheorghe Ștefan. Trăgeam atunci un semnal de alarmă și eram preocupat de faptul că n-am văzut din partea autorităților, în special al inspectoratului școlar, niciun fel de măsură, de obiectiv, de acțiuni care să îmbunătățească această activitate. Astăzi, la un an de zile, trăim aceeași dramă și, sub cuvânt de onoare, vă spun că sunt total mâhnit de starea de lucruri din învățământul giurgiuvean. Măsurile necesare îmbunătățirii sistemului educațional în județul Giurgiu vor face parte dintre prioritățile pentru campania de la alegerile parlamentare, a mai arătat Gheorghe Ștefan. Acesta a mai spus că va adresa și un memoriu ministrului educației cu privire la situația învățământului în județul Giurgiu.